Iată, minute numărate au rămas până la acest concert. Cum a venit ideea colaborării și cum e publicul îndrăgostit de romanță? E, colaborarea durează, e de durată, deoarece două festivaluri excepționale, Crizanteme de Aur și cea de Argint, sunt prietene de 27 de ani deja și permanent se întâmplă lucruri foarte frumoase pe ambele maluri ale Prutului și împătimiții de romanțe au acea stare neordinară și neobișnuită în aceste seri și acest program național de romanțe care în fiecare an își schimbă un pic culoarea. Odată e romanța Tinerețea romanței, altădată romanța Ne unește, altădată Comorile romanței și anul acesta este romanțele dorului. Deoarece romanțele, într-adevăr, își ne cântă dorul, ne cântă emoția, ne cântă sentimentele cele frumoase, ne încântă de fiecare dată și ne fac mult mai buni, mai nobili, mai frumoși și mai iubitori de viață și de oamenii care ne înconjoară. Asta este cel mai important. Noi avem nevoie de un pic mai multă dragoste în această viață. Dumneavoastră sunteți o pasionată de romanță și cu siguranță ați asistat la multe concerte de romanță. Cum vedeți publicul îndrăgostit de acest gen de muzică? Este un public foarte special, un public select, un public cu un suflet foarte curat, un public care vine însetat de acea trăire pe care o transmit artiștii din scenă, un public care știe pe din afară cuvintele romanțelor și cântă împreună cu artiștii și în această seară avem 8 invitați din România și este chiar un buchet excepțional de artiști buni în frunte și conduși de marea doamna romanței Alina Mavrodin Vasiliu și Nicoleta Vasile și Bogdan Hrestic și, și mulți alți interpreți excepționali care vor cânta în această seară și ne vor încânta. Sunt sigură că aceste seri se memorează cel mai mult și publicul vine din an în an, de la an la an, întotdeauna cu mult dor și cu multă dragoste și multă pasiune pentru acest gen de unicat pe care, de fapt, ne propunem să-l promovăm pentru a fi inclus în lista patrimoniului universal UNESCO, deoarece genul romanței trebuie nu doar conservat și păstrat, dar foarte mult dezvoltat și promovat. Sunt emoțiile acum când au rămas minute numărate până la începerea concertului? În primul rând că romanța este dor și ne unește. N-ai cum să fii decât plin de emoții. Când vii aici în cetatea romanței Chișinău, din cetatea romanței Târgoviște, așa cum venim noi, două festivaluri surori, Crizantema de Aur de la Târgoviște și Crizantema de Argint. Suntem în acest concert cu laureați prestigioși acestor două mari festivaluri care sunt în familia de aur a romanței românești, în care noi ne străduim să onorăm acest gen muzical de patrimoniu al culturii naționale pe care părintele muzicii ușoare și al romanței românești Ion Vasilescu, de la cărui naștere se împlinesc 120 de ani, spunea: romanța este maica genurilor muzicale din România. Ce faci cu maica ta? O îmbraci frumos, elegant, o onorezi, o respecti, o promovezi ca să o știe și copiii și nepoții tăi, să duci mai departe această moștenire culturală excepțională și o plimbi prin toată țara, cum facem noi, în toate zonele istorice din România și iată, suntem foarte fericiți că am ajuns din nou aici, în Palatul Republicii, din Chișinău, grație colaborării excepționale pe care o avem cu Uniunea Muzicienilor din Moldova, cu Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău. Vedeți, scena este pregătită. Tocmai am terminat repetițiile cu minunata orchestră folclor, dirijată de maestrul dirijor Petre Neamțu. Și cu Moldova de aici, de la Chișinău, de la Cahul și apoi de la Iași,
terminăm, sperăm noi în glorie, programul național de concerte Romanțele Dorului, care a început în Cetatea Romanței Târgoviște, seara de gală a Crizantemei de Aur, și am străbătut Ardealul, Oltenia, Dobrogea, Muntenia și iată suntem aici în Moldova, pe ambele maluri ale Protului, cu acest mic turneu, Chișinău, Cahul, Iași, cu laureați prestigioși, cum spuneam, ai Crizantemei de Aur și ai Crizantemei de Argint. Toate lucrurile acestea atât de frumoase despre istoria romanței românești, despre care vom vorbi și în concert, sunt documentate excepțional în Muzeul Casa Romanței din Târgoviște. Un adevărat tezaur, că toți sunteți dumneavoastră Tezaur TV, un muzeu unic, nu doar în România, ci și în lume, în care toți acești mari creatori și interpreți de romanță și din România, de dincolo de Prut și de aici, sunt prezenți în acest muzeu și foarte multe generații de interpreți excepționali, mari voci ale romanței românești și foarte multe documente inedite, piese rare, vestimentații de concert, instrumente foarte rare, chiar și de secol XIX, partituri originale de romanțe foarte, foarte vechi, așa cum este și partitura romanței care a dat imnul național al României de șaptete române, care provine dintr-o veche romanță de acum 200 de ani, din Sânul Maicei Mele, compusă de Anton Pan. Să știți că mulți elevi și studenți de aici, din Basarabia, și din zona aceasta, din Chișinău, dar și din Cahul și din Bălți. Pot să spun că peste 1000 de elevi, de studenți, de profesori au intrat în vizite online la Muzeul Casa Romanței. Este o formulă foarte interesantă și foarte frumoasă, că iată ne folosim de aceste posibilități tehnice și elevi din Bucovina și din toată țara, pentru că noi trebuie să oferim tinerilor șansa să cunoască acest tezaur, cum spuneau, excepțional, pe care romanța românească, cea purtătoare de poezie românească și de limbă română literară, îl oferă de generații de generații ca un balsam, cum ziceau marii noștri muzicologi și mari interpreți, un balsam sufletesc romanța. Și o să vă convingeți și în această seară când veți asculta voci excepționale și nu doar voci, pentru că romanța nu doar se cântă, romanța se trăiește, cum spunea un mare, mare interpret de romanță și un mare compozitor, de fapt, de romanță, Ari Mălineanu, dragă, până nu ți-o cobori în suflet, nu poți să o interpretezi, până nu-i simți tu emoția, nu poți să o transmiți publicului. Romanța este cea mai frumos muzica românească și deloc întâmplător, romanța a fost cea care a inspirat generații de sute de compozitori. Dacă ar fi să amintim chiar de Ciprian Porumbescu, pentru că toți sunt 170 de ani de la naștere, 140 de ani de la moartea prematură acestui mare compozitor, creator și de romanțe, sau George Enescu, și apoi o pleiadă de sute de compozitori, iată, s-au inspirat din romanța românească, purtătoare de dor și de frumos și de eleganță, lucruri de care tinerii noștri au foarte mare nevoie. Flăcări care în orice inimă ardeau, fermecătoare flăcări, da, s-a stinse cu un loc oina. Și totuși sub cenușa lor e deja. Sunt fericită că sunt din nou aici și mai ales în contextul ăsta al concertelor de romanță, pentru că toată săptămâna s-au întâmplat atât de multe lucruri frumoase și atâtea evenimente la care am participat în plan personal, dar și în plan profesional, încât abia așteptam acest concert și ieri și astăzi la repetiții. Nu trec emoțiile și e așa un amalgam, întâlnirea cu publicul, să nu uit textul, să meargă totul strună, dar sunt profesioniștii de la Orchestra Folclor în spate și când maestru Petre Neamțu este la pupitru, imediat dispar emoțiile acestea care ar putea să distrugă starea, dar rămâne emoția aceea constructivă. Cum să zic, dacă nu ai avea emoții, eu cred că ar fi o problemă. Adică această emoție interioară pe un artist de fapt îl definește și nu spun vorbe mari, colegii toți se plimbă prin culise și repetă și fac vocalize și nu scapă de tensiunea asta, emoția asta
dar care până la urmă e benefică, ce să zic. Eu mă bucur că directorul festivalului nostru de la Târgoviște, Crizantema de Aur, Alina Mavrodin Vasiliu, a dus mai departe cu acest festival și cu pasiunea pe care o are ea în inimile tinerilor acest microb, dacă vreți, al romanței, pentru că se încetățenise ideea că romanța aparține unei vârste, a doua, a treia. Ei bine, tot mai mult tineret vine către romanță și asta e îmbucurător, dar ajungi de fapt la un punct în care concurezi, e o competiție cu cei tineri care sunt foarte dornici de romanță și se pregătesc asidu și atunci te provoacă și pe tine. Este o chestie din asta profesională care te pune pe jar, zici, Doamne, dacă tineretul este atât de învervă și atât de îndrăgostit de romanță, tu trebuie să fii cu atât mai mult, ai niște ani de scenă în spate, de carieră, dar modelul pentru tineret trebuie să rămână. Deci ținuta și stilul și tehnica romanței sunt una aparte și, cum știți, nu doar că este un gen mai greu de cântat, este un gen care comportă o anumită eleganță. Și nu este adevărat că tinerii sunt nerespectuoși cu muzica. Fiecare gen își are publicul său, dar tinerii care îmbrățișează romanța o respectă și o slujesc cu credință. Deci, cine vine către romanță are această eleganță și în voce, și în tehnică, și în ținută, și mă bucură. Treaba asta este îmbucurătoare pentru că avem cui lăsa mai departe romanța. Și în clipe grele ca o torță luminat. Am plâns, am făcut haz de tot și apoi m-am ridicat. Am dat cui mi-a cerut și n-aș fi spus că n-am nici eu. Și uneori am strâns din dinți dacă a fost greu. Cum a apărut romanța în viața ta și ce înseamnă ea pentru tine? Romanța a apărut în anul 2005, când am participat la creație cu piesa maestrului Titel Popovici, iar de atunci am cântat-o pentru mine, pentru prieteni, și doamna Alina Mavrodin m-a descoperit, redescoperit anul trecut și m-a invitat să particip la concurs la interpretare. Este prima dată când vin la Chișinău și țin să mulțumesc doamnei Alina Mavrodin, doamnei Svetlana, pentru invitație. Este un vis împlinit pentru mine, pentru că am ocazia să cânt aici. Chiar mi-am dorit și visul a devenit realitate. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, se împlinește. Romanța trebuie să o cânți din tot sufletul și să o trăiești și fiecare cuvânt să-l fi trăit pe pielea ta. Pentru mine asta este romanța. Este viața mea într-un cântec. Părinții mei, sunt ceva emoții, dar nimic nou pentru cei care cântă romanță, pentru că romanța e doar despre emoție și dacă n-ar fi emoții, atunci ar fi o problemă. Abia așteptăm să înceapă. E un moment fain pentru noi, cel puțin pentru mine, eu sunt începător în ale romanței, așa că emoții sunt un pic mai mari poate decât la ceilalți care au experiență. O să fie o seară foarte reușită, cu siguranță. Cum au decurs pregătirile pentru acest concert? Cu drag. A fost repetiție ieri, a fost repetiție astăzi, lucrurile au mers strună, fără probleme. Orchestra este foarte, foarte bună. Eu am fost cel puțin foarte mulțumit de cum s-au prezentat și ne-am înțeles perfect, iar în seara asta va fi
cred că și mai bine decât la repetiții. Romanța ne unește, iată, într-un pod minunat de crizanteme între Târgoviște și Chișinău, între România și Moldova, iată, pentru că de la Chișinău programul național de concerte Romanțele Dorului va merge și la Cahul și apoi la Iași în România. Dar mai este într-adevăr, așa cum spuneați, un program național foarte important care se desfășoară la Muzeul Casa Romanței din Târgoviște și anume programul național Tinerețea Romanței. Început în perioada pandemiei, ca o soluție la impedimentele care și restricțiile care împiedicau tinerii să vină în vizită fizic la muzeu, am inițiat un program prin Alina Mavrodin Vasiliu și Asociația Culturală Cetatea Romanței de vizite online, care continuă cu mare succes și după ridicarea restricțiilor, pentru că vine să completeze foarte frumos programul de vizite fizice. Prin Tinerețea Romanței, prin acest program, au putut astfel să intre în vizită la Muzeul Casa Romanței prin platforma Zoom online mii de studenți, elevi, chiar și preșcolari, deci tineri din România, din toate zonele istorice, Basarabia, Bucovina și, în general, din diaspora, din toate comunitățile de români. Tineri care altfel poate ar fi avut mult mai multe dificultăți în a veni în vizită la Muzeul Casa Romanței și au putut intra în această lume plină de farmeca romanței românești, unde întâlnim muzica și poezia românească îmbinate atât de frumos în expresia cea mai pură a dorului românesc, care iată ne unește și ne, nu doar ne unește în momentul de față, ci ne-a unit românii de pe ambele mari ale Plutului din toate comunitățile de-a lungul la zeci și zeci de generații, de-a lungul la sute de ani. A unit muzica și poezia românească, a unit destinele românilor chiar și atunci când comunitățile noastre erau separate în provincii istorice diferite, da, înainte de unirea principatelor și în toate aceste momente istorice, a unit o romanță veche de-a lui Anton Pan cu poemul lui Andrei Mureșanu pentru a da imnul național al României, la un moment dat și al Moldovei, nu-i așa, Deșteaptă-te române, și a promovat marea poezie românească, limba română literară și cultura noastră națională, cultura poporului român. No!